În dansul popular, copiii găsesc cântecul ce însuțește pașii pe care ei repetă după un tip anume. Astăzi ne aflăm aici ca să urmăriți membrii ansamblului folcloric Junii Datinei, a epalatul copiilor și elevilor Reșița, în parteneriat cu școala cu clasele 1-8 numărul 9 Reșița, cu două suite de dansuri și pe Valea Bistrei, coreografia doamnei Simonica Lațcu și Institutul Învățător Dorina Ghiocel și Institutul Măriuța Benga și soliștii vocali Răzvan Grăbovan, Popescu de Flavia și Ieșu Bianca. Ansamblul Junii Datinei vin din Banatul de la Mâine, de la Valea de Semenic din Reșița și aduce cu ei dansuri populare și bucuria copilor care prin dans și exprimă dorințelor de a fi în competiție, de a-și afirma personalitatea, dar și a provoca pe ei însuși. Au prezentat numeroase spectacole, atât în țară cât și în străinătate. În țară, Buziaș, Alba Iulia și Deva. În Serbia, la Turac, la Festivalul Copiilor de la Voivod, la Festivalul Primăverii de la Vârșeț, iar în iunie 2009 au prezentat spectacole folclorice românești la Paralia Caterin în Grecia. Au prezentat jocuri bănățene la emisiunile favorite Banat TV, TVR2, la emisiunea H-ora Putineilor, la Favorit TV, Voivodat din Serbia. Conducerea muzicală, profesor Adrian Constantin și solist instrumental Bogdan Ursul. Mulțumesc! Thank you.